Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit! Bine ați revenit la Deșteptarea României, cel mai ascultat program de radio din această țară, în acest moment. Vă mulțumim că de aproape un an vă alăturați efortului nostru de a regândi. România și mai ales de a pune România în dialog. Știți ce v-am propus și v-am promis aici și reușim în mare măsură să dialogăm în trei părți, să fie alături de noi și de voi, experți, politicieni, jurnaliști, oameni care pot răspunde întrebărilor voastre. V-am promis și v-am propus să ridicăm întrebări, să discutăm soluții, să contribuim la dialog, căci credința noastră sinceră este că doar prin dialog, România poate fi regândită și reformulată. Iar în luna octombrie discutăm despre modul în care arată orașele noastre, cu bune și cu rele, cu soluții și cu critici, încercând să facem pași împreună mai departe. Este un efort important și din partea Europa FM, dar și din partea voastră, a celor care ne ascultați, acela de a pune în discuție lucrurile care ne macină. Vorbim aici despre cum să avem parcări mai multe și mai bune, cum să găsim soluții la trafic. Și de asemenea, vorbim, da, despre calitatea aerului din orașele noastre, despre cum unii sau alții marile orașe sau mai micile orașe au rezolvat aceste probleme. Până la urmă avem preocupări comune, soluțiile s-ar putea să fie diferite, dar cred că scopul este același, să trăim mai bine în aceste comunități astăzi suntem la Oradea, un oraș care în ultimii 5, 6, 7 ani a devenit un model, așa îl percepe România. Domnule, ce schimbări se întâmplă la Oradea, dar oamenii de acolo trăiesc mai bine, dar uite ce curat și frumos e. Și toate lucrurile astea sunt legate de un personaj public despre care mulți români spun astăzi, domnule, dar l-am vrea și la București. E adevărat, el a fost la un moment dat la București, dar asta s-a întâmplat cu ani în urmă. Așa că am venit noi la Oradea ca să-l cunoaștem pe personajul despre care sau de care se leagă transformarea acestui oraș, dar să și punem la încercare ideile, gândurile și soluțiile sale. Bine v-am găsit, Ilie Bolojan, astăzi în funcția de președinte a Consiliului Județean, adică omul care conduce întregul județ. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru că ați venit la Oradea și pentru că m-ați invitat la emisiune. Da, să știți că noi vă mulțumim și apreciem toți politicienii care au răspuns acestei invitații, pentru că ea nu este o invitație ușoară. Dialogul cu ziariștii este, aș îndrăzni să spun, facil pentru un politician. Are antrenament, are idei, știe care sunt limitele jocului. Când vine vorba însă de discuția cu publicul, ea devine mult mai interesantă, bănuiesc că și pentru politician, adică cred că v-ați sătura să stați de vorbă cu ziariști, bănuiesc că e mai interesant acum să vorbiți cu publicul. Vă stau la dispoziție. <laughs> ok, o să deschidem telefoanele, dar știți că îmi rezerv și eu două, trei întrebări. Uh, apropo de asta, uh, 0372-069-599. Îl repet, puteți să ne sunați din toată țara sau chiar din toată lumea. Știți de ce? Aici, la ora de mie, mi-e destul de clar că se aplică și din ideile de la Viena. Dar minte, stați mai aproape de Viena decât de București. Câte ore faceți până la Viena? 5 ore, pe autostradă. Și până la București? 8-9 ore, depinde dacă circul ziua sau circul noaptea. Am înțeles. Haideți să facem așa. 0372069599, care este cea mai mare problemă a administrației publice din România, fie că e primărie sau Consiliul Județean? Ce ai schimbat prima dată la primăria din orașul tău? Crezi că primăriile din România au nevoie de mai mulți sau mai puțini funcționari? De ce vă întreb asta? Pentru că știți modelul Bolojan, s-a auzit de el în toată țara, aici s-a redus din numărul funcționarilor publici și evident îi aștept pe orădeni care vor și pe orădeni care vor să discute cu președintele Consiliului Județean, să intre în dialog, să vorbim despre problemele de aici, cu relevanță pentru întreaga țară. Haideți să pornim chiar de la chestiunea asta. Așadar, sunteți renumit Ilie Bolojan pentru că, în momentul în care intrați într-o instituție publică, reduceți din numărul de funcționari de acolo. E viziunea dumneavoastră că statul poate să funcționeze mai bine cu mai puțini oameni? Sunt două aspecte. Primul aspect este cel financiar. O bună parte din bugetele locale se duc pe cheltuieli de personal. Sunt două treimi din comunele din România care, neavând venituri, practic își cheltuie toate veniturile plătite de contribuabili din acele localități pe cheltuieli de salarii. Prin urmare, n-au bani să facă mare lucru. Dar și în marile orașe ale României, cheltuielile de personal pot să aibă ponder de 40-50%. Prin urmare, întrucât bugetele de investiții sunt o diferență dintre veniturile totale și cheltuielile de funcționare, inclusiv cele de personal, ca să ai bugete de investiții, este rațional să-ți reduci cheltuielile de funcționare la maxim, ceea ce înseamnă milioane de euro pe an, ceea ce înseamnă lucruri care le folosesc cetățenii. Asta e o problemă. A doua chestiune este o chestiune de echitate. Nu este normal să plătești oameni care nu lucrează corespunzător. Dacă facem o comparație între sectorul privat și cel public, în mod cert, încărcarea și volumul de muncă în sectorul privat este clar mai mare decât în sectorul public. Primare o chestiune de echitate să încarci schema de personal cât suficient, cât oamenii să aibă un randament minim. ce salariu mediu este la Consiliul Județean? Dați-ne un exemplu, așa că lumea zice, domnule, ce salarii mari au bugetarii. Depinde, posturile de execuție sunt, pot lua aproximativ 500 de euro, 600 de euro net, depinde de vechime. Posturile de conducere de director pot să încaseze 1000, 1500 de euro net. 1500 de euro net. E un salariu corect? Adică cum îl apreciați față de puterea județului de agenții economici de aici? Salariul pentru un om de conducere poate să fie mai mic sau mai mare funcție de ce face. În momentul în care un director coordonează o direcție care derulează proiecte de sute de milioane de euro, pe care le termine, le pune în practică, fără corecții financiare, în condiții de calitate corespunzătoare, este un salariu mic. Dacă este o direcție care nu face nimic, gândită de oamenii politici pentru clientela lor, vă dați seama că salariul este prea mare. Adică asta, asta era cazul și la Oradea? Adică puteți spune, sau la Bihor să zic așa, puteți spune, deci, doamne, aici, oamenii pe care i-ați dat afară de aici erau parte și clientelă? Nu, oamenii care au fost dat afară erau în două categorii. Oameni care își făceau treaba în condiții normale și o anumită clientelă politică. Pentru cei care își făceau treaba însă, sau care ar fi dorit să-și facă treaba și aveau și capacitatea intelectuală și dorința să facă asta, n-aveau de muncă. Pe cale de consecință, reducerile de personal poate nu au fost perfecte, dar ce au dovedit? Că rămânând jumătate din angajații Consiliului Județean, lucrăm la fel ca înainte, dar din potrivă facem mai multe lucruri. Înseamnă că a fost o decizie corectă pentru că a trecut un an de zile și deci n-a intrat Consiliul Județean în colaps. Înseamnă că acei foști colegi care au lucrat la Consiliul Județean, indiferent în care categorie erau, erau deprisos. Barometrul privind calitatea vieții realizat de Banca Mondială, ca să înțelegeți exact de ce suntem la Oradea, în februarie 2021 spune așa, Oradea este pe locul 6 la capitolele condiții de viață, transport și conectivitate, mediu de afaceri, calitatea mediului și bună administrație locală. Principala îngrijorare a orădenilor este poluarea aerului, dar atenție, orădenii se declară mulțumiți de orașul în care trăiesc în proporție de 96%. 96%, e cifră absolut impresionantă. O să vedem și care sunt ne mulțumim imediat. Mulțumirea față de transportul urban este de 82%, de situația străzilor 76%, de spații publice 88%, siguranță în oraș 89% și la sănătate gradul de mulțumire al locuitorilor scade la 67%. V-am dat datele astea deci dintr-un studiu independent realizat de Banca Mondială. Nu sunt date realizate în mod uh, local. Dacă sunteți de acord, domnule Bolojan, deschidem discuția, eu o să mai am întrebări, îi așteptăm uh, pe oameni, dacă vreți, deschidem discuția, haideți să vedem Cosmin, cred că a sunat primul la 0372069599, salutare, te ascultăm. Bună ziua, domnul Cătălin, bună ziua, domnul Bolojan, bună ziua, ascultătorilor dumneavoastră. Eu aș începe prin a-l felicita pe domnul, pe domnul Ilie Volojean și aș avea o întrebare mare, mare, mare pentru dânsul. Cumva, ce? Mi-a luat și ultima speranță. Eu l-aș -aș întreba în următoarele condiții. Cine o să mai facă, cine o să mai stea de azi să, 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 să pun, să-i să fac pentru PSD? Stai că nu... Mă auziți? Da, 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 nu am înțeles întrebarea, dacă poți să o repeți, Cosmin. Eu așa, ce? L-aș întreba pe domnul Ilie Bolojan. De ce nu a acceptat să, 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 să țină PNL unit? De ce nu? Că care, care au fost impedimentele? La ce te referi ce, când spui cum a, că... A, a putut să gestioneze, cum a putut să a putea bine mersi să, să, să intervină între, între Cățu și, și, și domnul Orban, și să țină, să țină PNL unit. Era singura salvare. În PSD știm cu toții că 99% sunt oameni care au interese directe, poate și mai mult. În PNL era cumva mai puțin procentajul. Acum okay. a fost -ul și ultima speranță. Un PNL care nu mai... <laughs> Ce, nu mai contează deloc. O să crească PSD-ul, o să dea, sunt cumva convins că o să dea și președintele și o să, o să fie iară peste okay. 50%. La Bun, uite, da, trebuia să intuiesc asta. Mulțumesc tare mult, poți să rămâi alături de noi. Prima întrebare de natură politică. Eu v-am spus de la început că mulți vă așteaptă ca un, ca un salvator la București. Salvator. Deci în, în momentul în care ești într-o funcție în administrația locală, trebuie să te concentrezi 100% pe funcția respectivă ca să poți să realizezi proiecte care dacă de exemplu pe parcursul lor nu le urmărești, nu se mai fac sau se întârzie cu ani. Nu poți să faci două lucruri bine în același timp. Deci nu poți să faci performanță în administrația publică la Oradea, nu știu, la Cluj sau în altă parte dar în același timp să fii prezent în București, la ședințe, să deții o funcție de conducere într-un partid, să onore să fii prezent în toată țara când se fac ședințele regionale și uneori fișa postului unui președinte de Consiliu Județean sau unui primar de reședință de județ se bate cap în cap cu fișa de uh, unui post de conducere într-un partid politic. Prin urmare, trebuie să optez și având în vedere că eu am candidat la funcția de președinte a Consiliului Județean, care este o funcție electivă și am fost votat într-un număr important de cetățenii județului Bihor, e o chestiune de respect pentru acești cetățeni să-mi duc mandatul până la capăt și să fac pe parcursul acestui mandat tot ce este posibil pentru ca proiectele pe care m-am angajat să le realizez împreună cu colegii mei să devină realitate. Deci nu merge să faci mai multe lucruri în același timp. Ok, dar aici, sigur, multă lume se gândește așa, la un moment dat veți accepta o funcție mai mare, fie în PNL, fie în guvernul României. Dacă nu s-a pus această problemă și nici nu se va pune în următoarea perioadă. În următoare trei ani la asta. Ne dar revin. nu poți niciodată să spui că nu vei face un anumit lucru care poate să fie la un moment dat un parcurs normal. Dar nu se pune problema în momentul de față. Sunteți mulțumit de rezolvarea găsită de PNL pentru actuala criză sau ați fi preferat o alianță cu USR? Din punctul meu de vedere, unul din, una din condițiile de, de succes în administrația locală, dar și în cea națională, este ca o administrație, ca o guvernare să aibă o majoritate stabilă. Nu există administrații performante dacă primarul nu are o majoritate stabilă în, într-un Consiliu unde se poată să își pună în practică politicile. Vrei să faci, de exemplu, o centură? Vrei să faci un drum de legătură? Trebuie să expropriezi. Dacă nu ai două trimi din voturi, nu ai făcut nimic. La fel, într-o guvernare, în condițiile în care nu există o majoritate stabilă, e greu de presupus că se vor putea lua niște măsuri, care să creeze, să spunem, un deranj major. O reforme serioase fără deranj nu există. Din punctul meu de vedere, este preferabil ca orice guvernare să se bazeze pe majorități. Această formulă care a fost propusă de președintele Iohannis, vom vedea în ce măsură se bazează pe majorități sau va fi o chestiune minoritară, cât va dura această chestiune, nu pot să fac acum niște predicții, Având în vedere volatilitatea lumii politice românești, frecvența de schimbarea guvernelor, oricum, nici asta nu este o chestiune bună. Uh, îți mulțumesc tare mult, Domnule, cu... bă, Mă scuzați, aș mai avea, yeah. aș mă avea o, o idee. Dar realizați, nu, pentru că acum pnl ul este cumva desrămat. Erați singura persoană care putea să, să faceți o majoritate susținută în Parlament. Singura persoană. Eu văd, ca și cum dumneavoastră ați intrat într-o cameră unde erau foarte multe persoane, vă de că familia dumneavoastră, adică ură de mie, a scos afară și pe ceilalți i-a lăsat să când câmbic. Adică ce, domnule, îl propuneați no? la funcția deci de prim-ministru? Nu conștient. Păi da, funcția de prim-ministru și o fac pariu că nimeni nu avea de comentat cu un cu munca al domnului Ilie Bolojan și cu bunele intenții și cel puțin așa cred. De-aia l-am și întrebat ce, ce impedimente a avut vă imaginați câte familii suferă și de acum încolo o să fie din ce în ce mai rău. Nu mare speranță, un om sănătos la cap nu poate să mai aibă speranțe, că, că, tot da. va merge în bine. Deci cumva s-a rupt și ultima pârghie, de cât dumneavoastră era singura salvare a României. Vă imaginați cum o să ajungă țara. Ce? Oamenii competenți trebuie să se implice, domnul Ilie Bolojan, și sunt multe familii care suferă din cauza că oamenii competenți de bună credință, oamenii cu cap, cu, cu cap cu capul pe umăr, nu, nu se implică. Ceea ce de am ajuns aici, domnul Ilie Bolojan. Mulțumesc tare mult, m Cosmin. M da, te, te ascultăm. Răspunsul, cred că e la domnul președinte. Eu v-aș sugera sau v-aș ruga să nu fiți atât de dezamăgit. Eu sunt un optimist moderat că țara noastră își va regăsi drumul și va progresa în anii următori. E adevărat că prosperitatea în toate statele din lume este legată și de buna guvernare. Pentru că nu un guvern sau o primărie, domnul Strible a făcut referire la persoana mea la început, creează... Prosperitate într-o țară sau într-o comunitate, ci oamenii din țara respectivă și oamenii din comunitate schimbă și îmbunătățesc lucrurile. Dar e adevărat că guvernarea sau primăria poate crea condiții ca oamenii să își fructifice oportunitățile, talentele pe care le au mult mai repede și mult mai bine și, deci, contează și modul în care este guvernată o comunitate sau o țară și eu cred că avem resurse. Să facem guvernări mai bune, indiferent de conjuncturile politice sau de partidele care s-au perindat până acum în ultimii 30 de ani. Cred că fiecare învățăm din erorile pe care, care le-am făcut unii sau alții în anii anteriori și putem să livrăm mai multă performanță în administrația românească. Mulțumesc tare mult, Cosmin. Aș vrea să-l aud pe Claudiu. Ți mulțumesc pentru răbdare, Claudiu. Știți că discuția între ei e un pic mai dificilă, în sensul că trebuie să vorbim cu toții. Salutare! Da, Salutare! Domnule președinte, rămâneți la Bihor, că e mai simplu să transformați Bihor într-un exemplu decât să mergeți în sud și să vă chinui să-i transformați de la București începând. Aici te contrazic așa eu, așa adică... Trei... Lăsați-l să vină și la București, domnule, dacă vrea să vină la București. Haideți în... la în chestiune. În Trei întrebări așa, una prozaică, una de, de, medicală, să zic, și una de dezvoltare. Cea prozaică, v-aș întrebat dacă aveți ciori în centrul și dacă nu, cum ați făcut, că noi la Timișoara avem stai, și la București Doi avem. Stați, stați, stați. Nu. Întrebare cu întrebare. Asta e o problemă și la București. Vorbesc foarte serios. Primăria din București a cerut consultanță de la primăria din Paris. Realmente, aveți uh, ce aici? Nu e o întrebare, adică nu e de râs asta. E o întrebare foarte bună. Oamenii la București din Cişmigiun nu reușesc să rezolve asta. Ați rezolvat așa ceva aici? Există cior și în Oradea, dar periodic cu furtunele de apă sub presiune în anumite perioade ale anului. Le-am spart cuiburile în așa fel încât în parcurile unde pur și simplu nu puteai să stai pentru că riscai să ți se păteze cămașa în orice moment, nu mai vorbesc de zgomot, să nu creăm un ambient pentru a se concentra în aceste zone urbane. Aha, deci asta e soluția. A doua chestiune, te rog la Timișoara, fără sfârșitul, nu avem vaccin. Uh, Am două întrebări legate de situația medicală de la, de la Bihor. Dacă modul în care e transformat orașul și județul are un corespondent în campanie de vaccinare și în lupta de vaccinarea a bihorenilor? Campania de vaccinare în Bihor s-a derulat în forma celei de la nivel național și suntem în media de vaccinare pe țară. Aici sunt de punctat, cred eu, vreo două, trei chestiuni. Cred că campania de comunicare pe partea de vaccinare n-a fost dintre cele mai inspirate. Cred că modul în care s-a făcut relaxarea dintr-o dată, în, la sfârșitul primăverii, începutul verii, N-a fost de natură a le induce cetățenilor români un sentiment de urgență să se vaccineze. Dacă pandemia e pe finalizat, înseamnă că nu ne mai vaccinăm. Și sigur, pe fondul conflictelor din partidele guvernamentale, e greu de presupus că autoritatea guvernului a fost de natură a adopta anumite măsuri sau de a-i convinge pe cetățeni că o anumită, un anumit comportament este cel fezabil vis-a-vis -vis de vaccinare. Nu mai vorbesc de tot ce s-a întâmplat pe partea de media, unde, sigur, promovarea unor teorii antivacciniste a dus la o reacție destul de, de puternică în zona asta. Aveți așa, 4.800 de cazuri, acum 24 de ore, 4.800 de cazuri active în județul Bihor, Oradea și alte 10 localități au incidență de peste 10%. Ieri cred că au fost 459 de infectări, dacă nu mă înșel, și este o știre locală, înțeleg că... E, nici nu știu cum să mă exprim, dar înțeleg că în mormântările, procesiunile funerare se desfășoară cu greutate aici la Poradea, pentru că pur și simplu nu mai este loc, timp și spațiu de, din cauza deceselor multiple. Adică situația... Este, Deci situația este complicată ca în toată țara, spitalele practic sunt asediate, dar datorită dublării sau triplării în anumite zile a numărului de decese, organizarea de la cimitirul central este de natură a întârzia practic slujbele de înmormântare. Aici am o curiozitate. Clasa politică locală poate face mai mult? Dumneavoastră sunteți omul cu cea mai mare credibilitate în tot județul și, și multe locuri din țară. Dacă dumneavoastră impulsionați personal chestiunea asta, are vreun rezultat? Sau cum funcționează? În punctul meu de vedere, impulsionarea vaccinării ține de comportamente de, la, de nivel național, de atitudini luate la nivel național și de măsuri care trebuie să fie de natură a stimula vaccinarea de la obligativitatea certificatului verde, dar nu doar cu telefonul, ci inclusiv cu proba cărții de identitate pentru a. Pentru că altfel se trimit pur și simplu certificate verzi și sunt foarte mulți oameni, probabil, care nu sunt vaccinați, dar care îți arată un certificat verde cât timp nu ți spune numele nimic, e cât se poate declar că e o realitate, inclusiv de măsuri în care în sectoare publice, unde gradul de vaccinare este foarte redus, unde contactul angajaților din sectorul public cu cetățenii este destul de mare și unde. Deci, posibilitatea de a răspândi pandemia este ridicată. Trebuie luate niște măsuri de tip restrictiv. Eu pot să fac zeci de postări, puteam în martie când m-am vaccinat sau acum duminică când am făcut a treia doză să fac niște poze artistice, dar nu cred că ar fi generat niște cozi la zonele de vaccinare. Ați fi de acord ca la, o secundă, Claudiu, ca la Consiliul Județean să se dea obligativitatea funcționarilor să fie vaccinați pentru că lucrează? La Consiliul Județean Bihor, 90 și ceva la sută din colegi sunt vaccinați. Adică puterea exemplului funcționează? Nu, adică a fost o discuție colegială în momentul în care acum șase luni de zile lucrurile s-au complicat. Și dacă discuți cu oamenii și le explici despre ce este vorba și, sigur, conducerea instituției se duce și se vaccinează și colegii văd că n-a crăpat conducerea instituției. Înseamnă că există o altă motivație, o altă încredere, dar asta înseamnă să poți discuta cu oamenii, să stai 10-15 minute și așa mai departe. Nu poți să discuți cu sute de mii de oameni față în față ca să-i convingi. Asta facem acum. Să știți că acum sunt 500 de mii de oameni care ne ascultă. Ați fi de acord, revin, ca în instituțiile publice din România să existe obligativitatea vaccinării? Din punctul meu de vedere este o decizie corectă în situația de față. Claudiu, aveai ultima întrebare și mulțumesc tuturor celor care sunt pe fir pentru răbdare. Te rog. Pentru proiectul de aeroport. Felicitări pentru, pentru inițiativă și voiam să vă întreb dacă sunt proiecte regionale pe care... Nu aeroport. Atenție, cu Aradu, cu... Aeroportul din Oradea există de ceva vreme și e și renovat. Cred că vă referiți la compania aeriană. Cu compania... Cu compania, compania la, da, da. da, da, compania da. Care se Proiectele regionale pe care le derulăm... Sunt legate de partea de conectivitate. Cel mai important proiect este drumul expres Aradoradia, care ar, ar urma să lege pe de o parte cele două culoare de autostrăzi care intră din Europa înspre România, pe de altă parte să lege acest culoar nord-sud, dar este și un drum expres foarte important pentru dezvoltarea județelor Bihor și județelor Arad, v-am dat un exemplu, putem colabora pentru aceste proiecte, va fi un pariu să de ne demonstrăm capacitatea autorităților locale în anii următori de a finaliza aceste proiecte. Momentan suntem în faza de proiectări, este, cred eu, unul dintre cele mai mari proiecte care le derulează autoritățile locale din România și sper să-l putem termina în așa fel încât să încurajăm această formulă de descentralizare, de delegarea cât mai multor competențe către autoritățile locale, mergând pe logica că întotdeauna problemele dintr-o anumită comunitate sunt cunoscute mai bine de către cei care trăiesc zi de zi acolo. Mulțumesc tare mult, Claudiu. Compania aeriană va funcționa în martie, cum e previzionat? Acesta este planul nostru. Ce trebuie să știe cei care ne ascultă? Uh, orașele de 150.000 de locuitori, 200.000 de locuitori din România, chiar dacă au aeroporturi construite înainte de 1989, au o problemă de conectivitate pentru că sunt la limita de rentabilitate pentru companiile aeriene. Prin urmare, uh, sau susțin cu anumite subvenții uh, zboruri considerate strategice sau uh, riscă să rămână neconectate și într-o lume globalizată, cum este cea în care ne găsim noi, dacă nu ești conectat cu zonele care se dezvoltă, cu lumea globală, rămâi în urmă. Noi am luat decizia să înființăm propria companie aeriană la care sunt acționari Primăria Oradea și Consiliul Județean, în așa fel încât să putem opera pe câteva rute considerate strategice, pentru a asigura conectarea județului Bihor și a municipiului Oradea la Haburi aeriene europene și la capitala țării noastre. Alina, salutare! Bine ai venit la Deșteptarea României! Bine v-am găsit! Bună ziua! Alina Moraru, sunt din Oradea. mă bucur să-l aud pe domnul președinte de Consiliul Județean și felicitări pentru toată activitatea depusă de domnia asta și ca primar al orașului Oradea și ca președinte de Consiliu Județial, Nu încerc să perii pe nimeni, nu. Vreau doar să... Am emoții foarte mari. Ia un vorbim aici. În vorbi medic de, de familie al acestei comun comunități bihorene, să zic, în mediul rural. Un pic... Oh, nici, nu, nici nu știu cum să... Cum să... Un problema sau să... Ce te deranjează? Ce te supără? Că de ce Când... Ce mă deranjează? Mă deranjează că în această țară în care ne fug medicii din țară, da? Eu pur și simplu am fost dat afară din cabinet. Sunt bine. Acum, actualmente, am spațiul meu, dar pur și simplu, de un an de zile trăiesc ceva ce... Nu știu nu mi se pare normal în România în care nu avem medici, sunt medic în acest, această țară de 23 de ani, de 17 ani în comunitatea în care muncesc. Dacă spun și unde, domnul președinte de Consiliul Județean o să știe 2 km de Aleșd înainte. Așa. Așa. pur și simplu am fost înlăturată din spațiu sau nu știu, am s vrut să fiu dat afară, nu știu. Ok. Și acum a, înțeleg că e un conflict local acolo, acum e o problemă am locală. Mi-am găsit un spațiu cu sprijinul, cu sprijinul unor oameni deosebit, mi-am găsit spațiul, l-am autorizat, muncesc pentru această comunitate, lumea într-adevăr, Și... să nu plec, să nu plec, să nu plec. Și așteptarea ta de la domnul Bolojan este care anume? <laughs> Nu știu, având în vedere pandemia, am dorit să mă întâlnesc cu dânsul, am înțeles, am fost, am sunat să mă programez în audiență, am înțeles că nu se poate din cauza pandemiei. Nu știu, am considerat că pe mail nu pot să-mi spun tot năduful sau nu știu. Nu știu că ești acum la radio. Nu, dar spune cu ce aștepți sau ce aștepți să te ajute președintele Consiliului Județean, adică ce ar putea să facă pentru tine, că asta e de fapt ideea pentru care ai sunat. Uh, nu neapărat că de, de ajutat, m-am ajutat singur atâta cât am putut. Uh, da, nu știu, vă spun că nici nu știu. Am înțeles că uh, există posibilitatea ca noi, uh, cabinetele de medicină de familie din rural, dânsul, am înțeles că uh, are o modalitate prin care dorește să ajute aceste cabinete și să funcționăm, într-adevăr. Sunt Am înțeles tot felul de programe. Hai să uh, vedem. Ar fi da. trebuit eu să apelez la primăria din comuna în care sunt, dar nu pot să apelez la primărie să mă înscriu în aceste programe. Și dacă Înțelegeți? poți să -o, și... o faci direct la Consiliul Județean, am înțeles întrebarea ta. Îți mulțumesc mult. Pot da, să o fac direct de noi. la Consiliul Județean sau cum? Există. Stați că primim acum răspunsul, Există un răspuns uh, sau da. un program de atragere a medicilor aici sau de menținerea lor în zona rurală? De în, uh... a, de... Ajutora ca... da. O secundă să-ți dea răspunsul. Deci în urma discuției da. pe care am purtat-o cu reprezentanții medicilor de familie, am stabilit da. că vom derula, începând de anul viitor, trei tipuri de proiecte. În primul rând, un dialog cu primarii care au în prezent dispensarele în proprietate, deci dispensarele sunt în domeniul public al comunei, pentru a include aceste dispensare, dacă nu sunt reabilitate, în programele din anii următori, în așa fel încât toate dispensarele care sunt încă clădiri publice să fie în condiții civilizate, în condiții decente, pentru că o parte dintre ele sunt clădiri vechi, care nu arată bine, deci în care actul medical nu se desfășoară în condiții bune. Al doilea proiect important, este cel legat de inițierea câtorva programe pilot. Cinci programe prin care ne propunem să dotăm Consiliul Județean, cabinetele medicilor de familie cu aparatură, cu ecografe de exemplu, în așa fel încât cetățenii, pacienții din zonele respective să nu trebuiască să meargă până la Beiuș, până la Oradea, până la Salonta, până la Alești, 10-20 de kilometri, să-și poată face analizele acolo, iar când vin, dacă este cazul, la medicul de specialitate, să aibă niște analize gata făcute și cu un singur drum, de exemplu, la medicul de specialitate să rezolve problemele. Acest sistem va funcționa și pe baza proiectului european, care se termină anul viitor, de telemedicină, în așa fel încât deci, să se poată face consultanții de la medicul de specialitate din zona unității de primire urgențe de la Spitalul Județean de, din Oradea, către un pacient care este în fața ecografului medicului de familie situat la 20 de kilometri. Iar al treilea proiect prin care dorim să susținem servicii mai bune către vârstnici, pentru că avem o populație în vârstă în multe sate bihorene, este angajarea unui asistent social, unui asistent comunitar, poate cu jumătate de normă de autoritățile locale, Consiliul Județean sau Primărie, cu jumătate de normă de medicul de familie, care să-i viziteze pe acești pacienți regulat, care nu se pot deplasa, care să-i ia cu mașina când trebuie să facă vizita programată, că nu are cine să-i ducă la 1, 2, 3, 5 km cât este cabinetul medicului de familie, dar în mod cert conflictele pe care mi le-ați prezentat, le intuiesc oarecumva, dintre un primar și medicul de familie, în condițiile în care avem un deficit de medici de familie în multe din județele din România, inclusiv poate în anumite zone din județul Bihor, nu e, sunt de aplaudat și cred că este în mod cert o chestiune greșită din partea administrației publice locale să ducă astfel de, de, de conflicte. Da, Alina, îți mulțumesc tare mult. Sper că se poate adresa direct președ, direct Consiliului Județean. Oamenii își caută speranța acolo într-un conflict. Dar înainte de a trece la Eric, am eu o întrebare. Mă uitam pe o listă seară pe care mi-a dat-o primarul localității Oradea, domnul Birta, și care zice așa la Oradea de când sunteți, de când erați dumneavoastră prima și un domnul Birta, este cea mai scumpă căldură din țară pentru cetățean. Da? Adică cetățeanul orădean scoate cei mai mulți bani din buzunarul lui pentru căldură. Spre deosebire, mai scump decât la București cu vreo 130 de lei, dacă nu înșel, sau pe aici 110 lei. De ce ați ales modelul ăsta? Nu, aici e, întrebarea e, cum să vă spun eu, o foarte simplificată, foarte condensată. Da, e foarte condensată. Sistemele de termoficare din toate orașele din România funcționează cu pierderi. Aceste pierderi sunt datorate unităților de producție supradimensionate sau energofage, se datorează pierderilor de volum de apă pe rețele, pentru că rețelele sunt neînlocuite, au spargeri mari, pierderi de, de volum de apă care pot uh, atinge zeci de procente și de asemenea se datorează pierderilor uh, de uh, temperatură pentru că o parte din conducte nu sunt izolate. Ca atare, în ultimii 10 ani de zile, orașul Oradea a derulat investiții importante din fonduri europene și alte municipii reșențe de județ din România pentru a rezolva aceste probleme. Asta înseamnă că avem un grup energetic nou care este de ultimă generație și care produce gigacaloria la unul dintre cele mai mici prețuri din România. Asta înseamnă că din cele aproximativ 80 de kilometri de rețele magistrale au fost înlocuite peste jumătate și Primăria Oradea are în derulare încă două proiecte de acest tip. Și atunci, ce fac primăriile în aceste condiții? Împart costul și pierderile între cetățeni și primărie. Unele primării au menținut niște subvenții foarte mari către cetățeni, altele primării, alte primării, cum este primăria Oradea, a făcut în așa fel încât treptat, treptat, subvenția să se reducă, iar prețul pe care îl plătește cetățeanul să fie prețul real. Dacă nu faci asta, de fapt îți furi căciula. Pentru că milioanele de euro pe care le dai subvenție la termoficare sunt de fapt banii de investiții, pe care nu-i mai ai, menținând un deci... sistem de termoficare cu pierderi în care nu se intervine și, de asemenea, jucând într-o formă populistă. M-ați întrebat de diferența de preț dintre gigacaloria din da. Oradea și cea din București. Lucrurile sunt simple. Una este să ai o subvenție de aproximativ 15% la preț, cum este în Oradea. Și alta este să ai o subvenție de peste 50% la preț, cum este în București. Din punctul meu de vedere, ca om de administrație, cred că este o eroare managerială ca să menții astfel de subvenții într -un, la nivelul acesta de mare, subliniez, într-un oraș în care PIB-ul și nivelul de salarizare mediu pe cap de locuitor este cel mai mare din România. Adică Bucureștianul cu veniturile cele mai mari plătește mai puțin subvenționat de stat, în timp ce orădeanul plătește mai mult, dar măcar primește căldură. E o diferență. Aici da, nu aveți avari, acum, nu? Acum, ce, ce trebuie punctat, pentru că asta este una dintre cele mai mari probleme din administrație în perioada următoare. Creșterea prețului la gaz a făcut ca Încălzirea pe perioada iernii să devină foarte problematică. Dacă nu se va interveni cu o soluție de tipul celei pe care guvernul a anunțat-o, dar n-a făcut-o, în ceea ce privește consumul individual, acea compensare a creșterii prețului gazului, inclusiv pentru sistemele de, centralizat, sistemele de încălzire centralizate din marile orașe unde cred că se încălzesc aproximativ 2,5-3 milioane de locuitori la aceste sisteme centralizate, va fi o mare problemă în această iarnă efectele creșterii prețului de producție, pentru că ele, într-o formă sau alta, se vor transfera sau în prețul pe care cetățeanul plătește la încălzire sau niște subvenții deci, care vor distruge bugetele locale. Dacă nu vă dă guvernul niște bani, dacă premierul Ciucă nu s-aprobe niște bani, că la el o să pice treaba asta, atunci... Deci dacă nu se va găsi o formulă de compensare... Câteva mari orașe din România vor rămâne fără încălzire în această iarnă. A, aici numesc Ora de Atini nu nu, am văzut? nu, 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 nu. Deci, nu uh, ce, cel mai grav fără. din ce am urmărit, cea mai gravă situație este la Timișoara. La Timișoara am văzut, am văzut o listă. Va, fi, astea va care... fi o problemă în toate marile orașe, găsirea unor soluții echitabile între capacitatea de plată a cetățenilor pentru încălzire, pentru că e o problemă de capacitate de plată, efectiv. Sunt oameni singuri, sunt pensionari, una este o familie care stă la bloc, are două salarii, este o altă situație, și pur și simplu capacitatea financiară a primăriei de a compensa această creștere de preț. Robert, salutare ești la deșteptarea României, mulțumesc mult pentru răbdare. Salutare, domnilor. Din păcate, întrebările mele sunt tot pe, pe politic. Deci, și aș vrea nu, să nu, îi, nu e din păcate, e din fericire. Deci ce vreți să-l întrebați să pe domnul Bolojan. Aș vrea să-l întreb pe domnul Bolojan. Uh, înțeleg, eu nu sunt din zona Bihorului, Oradea, uh, sunt din zona București-Ilfov și aș vrea să-l întreb pe domnul Bolojan. Ați făcut foarte multe și pentru Oradea și pentru Bihor. Uh, știu că au mai fost întrebările astea, dar aș vrea să vă întreb de ce considerați că nu e momentul să faceți pasul mai departe, mai ales pentru sau datorită faptului că și până și competitorii politici ai dumneavoastră sunt mulți care spun da, Ilie Bolojan ar fi o variantă optimă pentru prim-ministru, pentru ministru. Și întrebarea mea duce automat la, la o altă întrebare, oare știind foarte bine ce mafii sau interese sunt la vârful partidului, pur și simplu preferați să stați acolo și să, să refuzați, să vă băgați mai departe. Pentru că înainte de toate, știu că sunteți din zona Bihorului, dar înainte de toate cu toții sunteți români. Și dacă, cred eu că dacă vi se cere lucrul ăsta și mai ales mă uit la câte telefoane primiți și câte lume vă apreciază, sunt sigur că ar fi o variantă foarte bună pentru România. Cu toate că eu, și vă recunosc asta, nu sunt votant PNL. Nu se pune problema de mafii sau de alte lucruri de genul acesta. În mod cert, administrarea unui oraș cum este Oradea sau administrarea unui județ ca Bihoru este mult mai uh, puțin complicată decât uh, administrarea unei țări, ca să ne înțelegem foarte bine. Uh, în momentul în care ai majorități într-un Consiliu Municipal, cum am avut eu, în momentul în care ai mandate în continuare, poți să livrezi. Poate să fie oricine premierul României, dacă mandatul lui va fi de până la un an, cum s au întâmplat în ultimii 5-6 ani de zile, nu are cum să livreze performanța. Oricât ar fi de bine intenționat. Dacă nu există majorități stabile în Parlament care să voteze legi, care să, să schimbe lucrurile oricât ar fi de bine intenționat un ministru, de exemplu, într-un domeniu, nu poate să-și pună politicele în practică. Prin urmare, sunt niște condiții date pentru a face performanță. Dacă acele condiții nu sunt îndeplinite, pur și simplu e foarte greu să livrezi performanța. Asta nu înseamnă că nu trebuie făcut maxim posibil în condițiile date, dar fiecare trebuie să ne facem o evaluare personală a capacităților noastre Apreciez că în ultimii ani foarte multe persoane, care cu certitudine s-a dovedit după aceea că n-aveau calificările necesare, au ocupat diferite funcții, de la director de agenții, secretar de stat, ministri și așa mai departe, nu numai că n-au livrat în scurta perioadă, dar au creat și destule probleme vis-a-vis -vis de modul în care și-au administrat domeniul respectiv. Adică, dacă ați avea în spate o majoritate, fie furnizată de partidul dumneavoastră, sau o alianță cu USR, de exemplu, sau UDMR, ați fi mai, cum să zic, mai optimist în privința unei funcții? Am spus că nu se pune această problemă, nu, dar apre. existența unei majorități și a unor mandate decente ca lungime este o condiție pentru a face performanță. Fără aceste două condiții performanța va fi cea pe care o vedem și probabil că o vom Dar, vedea. Profit și eu pentru o întrebare pe care o primești și aici pe mesaje și pe Facebook. Sigur că multă lume se întreabă în ce relație sunteți cu președintele Iohannis? Relațiile dintre un președinte de Consiliu Județean și președintele României. De ați fost adică colegi sunt, de acolo. Sunt paliere diferite iar intersectarea este foarte scăzută. În afară de întâlniri și de câteva ședințe nu am avut niciun fel de intersecție. Nici la partid? Adică ați fost scurtă vreme, colegi de partid, nu? În perioada în care am fost în conducerea PNL au fost câteva întâlniri. Atât. Dar activitatea, adică mutările pe care le-a făcut acum pe scena politică domnul Iohannis, cum le apreciați? Domnulea. Din punctul meu de vedere, în ultima perioadă, lucrurile n au părut foarte inspirate. A, adică ce? Numirea domnului Câțu la asta vă referiți sau sprijinul acordat domnului Câțu la partid? Este cât se poate declar că Partidul Național Liberal, fiind în guvernare, nu avea nevoie de o competiție care să dureze câteva luni de zile, pentru că una este să fii în opoziție și să faci competiții interne cât mai spumoase, iertați-mă, cât mai lungi ca partidul să mai dea câte o știre publică, și alta să fie în guvernare, când, pe de o parte, aceste conflicte nu fac decât să, să macine guvernarea, și, pe de altă parte, se dă senzația, chiar dacă nu s-a întâmplat asta, să spunem, practic, că guvernanții, în loc să se ocupe de rezolvarea problemelor cetățenilor, se ocupă de lucruri care sunt paralele cu agenda publică. Prin urmare, asta înseamnă scădere de autoritate. Și autoritatea este un instrument de lucru, la fel cu microfonul pentru dumneavoastră. Fără el nu putem să facem nimic în media. Pentru un om de decizie, dacă nu mai are autoritate, e greu să, să livreze performanță, să ia măsuri nepopulare dacă trebuie luate și, de exemplu, modul în care s-au derulat toate aceste lucruri, probabil că ar fi necesitat o implicare de, de altă natură de a pune oamenii la masă iertați-mă, poate închizi într-o cameră până nu vă împăcați, nu ieșiți de acolo, pentru că trebuie să, să livrăm performanță, oamenii așteaptă ceva de la noi și deci aici nu poți să spui de un responsabil, de un singur responsabil. Este un complex de factori în care fiecare dintre cei care au deținut funcții de conducere, de la partidele din arcul guvernamental, de la cei care suntem membri în partide, de la președintele Iohannis, au o parte de răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat. Domnul Câțu mai are autoritate în partid sau are autoritate în partid? Domnul Câțu este președintele PNL, proaspăt ales de câteva luni de zile acum. Asta va rămâne de văzut în perioada următoare. Dar în mod cert, ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, Uh, nu, nu, cred că îi consolidează autoritatea. Robert, îți mulțumesc tare mult. Încerc să mai fac loc la două telefoane. Mi se pare important ca mai multă lume să vorbească cu domnul Ilie Bolojan, invitatul nostru la Europa FM. Erica, salutare, mulțumesc că ai sunat și că ai așteptat. Da, bună ziua. Ok, bună ziua, domnul Sfibla și bună ziua, domnul Bolojan. În primul rând sunt mândră că sunt o rădeancă și în mod deosebit sunt mândră că avem la conducere pe domnul Bolojan, pentru care am un respect deosebit și o simpatie deosebită. Vedeți că n-am nimerit în uh, aia 4% domnul Bolojan. Vă suna lumea să vă laude. Dar, da. dar, da. acum treceți, uh, dar... Acum vine, acum vine dar. ne lovim de unele probleme legate de parcări. Și anume, strada noastră, Traian Alescu, se reabilitează, se are reabilitat ceea ce este foarte frumos și foarte delăudat, dar din păcate am ajuns patru blocuri care ne batem pur și simplu pentru parcări ca la noi s-au desfințat. Nu știm cum și de ce timp de 20 de ani a fost bine, a fost foarte bine și acum dintr-o dată a rămas pur și simplu fără locuri de parcare pentru că în jurul blocului nostru și a tuturor blocurilor s-au amenajat parcări de domiciliu. Uh, întrebarea mea către domnul Bolojan este Oare de ce nu s-a putut face și trei în Lălescu cu un singur sens Cum s-a făcut strada Moldovei Și atunci se rezolva și pentru noi care suntem Este vorba despre vreo patru scări care mă uit pe stradă Astăzi s-a montat indicatoare cu oprirea interzisă în fața blocului nostru Sunt două, Sunt două aspecte Cel punctual pe care îl sesizați dumneavoastră Faptul că o stradă din Oradea poate fi transformată în sens unic și să nu rămână cu dublu sens e o chestiune pe care Direcția Tehnică și Poliția Circulației trebuie să o analizeze. Recomandarea mea este să faceți o adresă scrisă în acest sens către Direcția Tehnică din Primăria Oradea, iar în baza acestei analize, dacă circulația mașinilor. Către zona respectivă se poate face cu un singur sens, cu siguranță aceasta este o măsură ca banda care ar fi sau este dedicată dublului sens să fie o bandă de parcare. Problema parcărilor de domiciliu în toate orașele din România este o realitate, pentru că la data în care s-au proiectat blocurile înainte de 89, cele mai multe cartiere de locuințe, nimeni nu a ținut cont de creșterea numărului de mașini. 700 de mașini, 800 de mașini, cât avem acum în România la 1000 de locuitori. Prin urmare, este o mare problemă exact. peste tot parcare de domiciliu. Aici, cum să vă spun, nu există soluții miraculoase, că vă putem minți, că nu ne doare gura, deci la asta ne putem preta, dar n-am făcut nimic. Deci, soluțiile sunt politici pe termen lung, dar care își arată rezultatele treptat, treptat. Cei care locuiesc la blocuri în dar știu că în fiecare an mii de locuri de parcare în general, între 1500 și 2000 de locuri de parcare noi au fost amenajate la sol în fiecare an. Logica mea a fost ca primar, decât o zonă neamenajată, o zonă în care se parchează pe așa zisul gazon, dar de fapt este un noroi acolo, mai bine o zonă asfaltată regularizată. Deci asta trebuie să facă și asta cred că face primăria Oradea și în uh, această perioadă și va face în anii următori. Pe de altă parte, în zonele unde se pretează, uh, e nevoie de uh, construirea unor parcări, în afara carosabilului, parcări supraterane, pentru că costul unei parcări supraterane este cam la jumătate de preț per metru pătrat decât o parcare subterană. De asemenea, politicile de prețuri, Trebuie adaptate la cererea din zonă, că ne place, că nu ne place. Ce înseamnă un loc de parcare disponibil? Un serviciu pe care, dacă terenul pe care parchează mașina este în domeniul public, îl oferă localitatea. Adică, serviciu este un loc de parcare liber când eu vin acasă. Cei care își cumpără astăzi un apartament într-un bloc nou construit plătesc între. 5.000 de euro și 10.000 de euro un loc de parcare de aproximativ 15 metri pătrați la sol. Prin urmare, da. e nevoie ca prețurile la parcări să crească în anii următori, în așa fel încât primăriile din toată țara să aibă bugete pentru a reinvesti acești bani. Deci toți banii trebuie să fie investiți adică... în parcări. Adică va veni o parcare, eu așa înțeleg din ce răspuns îi dați, doamne, că la un moment dat se va face acolo o parcare, dar că va fi scumpișoară. Nu, în termeni reali, lucrurile ar trebui să se întâmple în felul următor. Vrei să parchezi la intrarea în fața blocului, vei plăti mai mult. Nu ai bani neapărat să plătești pentru a parca în așa fel încât să-ți vezi mașina de la etajul 2 seara, să ai tu liniștea că mașina e întreagă, atunci s-ar putea să o parchezi la 100 de metri sau la 200 de metri, dar la un preț mult mai mic. Ideea asta însă că vom rezolva toate lucrurile de pe o zi pe alta, e numai ideea politicienilor înainte de campanie în care li se spune cetățenilor ne votați pe noi, toate se rezolvă de pe o zi pe alta. Nu merg aceste lucruri. O parcare, gândiți-vă, costă în jur de 300 de euro un metru pătrat la 25 de, de, de metri pătrați, cât e nevoie pentru ca o mașină să poată urca într-o parcare sau coborâ, ai nevoie de 6.000, 7.000 de euro și vă dați seama că banii trebuie puși de undeva, deci trebuie abordate parcările ca și uh, într-un format economic. De ce nu se fac parcări în România de către entități private? Pentru că, cât timp parcările de la sol nu se taxează în mod corespunzător, nimeni nu se va duce într-o parcare la 200-300 la de metri în afara carosabilului să urce. Și suntem singura țară din Europa și din acest punct de vedere, în care o abordare populistă a făcut ca această piață a parcărilor, care a rezolvat multe probleme, să fie inexistentă. Eu sunt convins că, în condițiile în care vii la 11 noaptea de la locul de muncă obosit, ai vrea să ai, să ai garanția că ai un loc de parcare, să nu te apuci să înjuri învârtindu-te prin jurul blocului, ba pe primar, ba pe șeful de la asociație care n-a împărțit bine locurile de parcare, ci ai prefera să plătești poate 50 de euro în plus pe lună, 100 de euro, dar să ai garanția unui astfel de loc. Erica, îți mulțumesc tare mult. Mi-ar fi plăcut să continuăm dialogul, dar trebuie să-l auzim și pe Radu la finalul acestei ediții, că -și mai avem câteva minute. Mulțumesc tare mult pentru răbdare și întrebări. Salutare, Radu! Bună ziua, bună ziua, domnule Bolojan. Nu sunt din Oradia sau din județul Bihor, vă sunt de la Sibiu. Însă, domnule Bolojan, vin foarte des în județul dumneavoastră și la Oradia, în special. Am să vă pun următoarea întrebare, întrebare pe care mulți locuitori ai orașului dumneavoastră o au. Domnule Bolojan, de ce când se demolează nu se ține cont? de cei care urmează a fi despăgubiți, în sensul în care banii pe care îi primesc acești oameni da, sunt mult mai puțini decât cât ar valora locul în zonă. Și aici ne referim la parcarea din zona Spitalului Județean, pentru că acolo se construiește, de exemplu, și acolo s-a demolat. Stați un pic să fac eu contextul. Aici, la Oradea expropierile sunt mai rapide și mai multe decât în alte părți ale țării pentru că sunt o grămadă de proiecte care se află în derulare și a fost politică prețul locală prețul să să se meargă mai repede. Asta am înțeles. Da, Spuneți că e un preț mai mic. Da. Vă dau vă da un răspuns. Este mult mai mic. Okay. Iar oamenii, să vă citez expresia oamenilor cu care am vorbit din zonă, Domne, noi suntem oameni, nu suntem un mobilier fără suflet. Ok, și acum răspunsul. Da, vă voi da un răspuns. Pentru proiecte importante, gen drumuri expres, drumuri noi, poduri, pasaje, parcare în zona Spitalului Județean, unde cei care vin în calitate de pacienți nu au unde să parcheze. Uh, venind să se interneze în spital sau aparținătorilor n-au unde să-și mașinile când îi vizitează, trebuie să găsești amplasamente pentru astfel de proiecte. Se identifică amplasamentele, se face o analiză ca impactul proiectului din punct de vedere al exproprierilor să fie minim, dar o soluție tehnică care funcționează, se realizează acest proiect, inclusiv se face evaluarea lucrurilor care urmează să fie expropriate, terenuri sau case, dacă este cazul, se stabilește o valoare în general în oradea valorile la case au fost stabilite cele de piață la limita maximă, dar nu pot fi cele pe care poate și le ar dori proprietarii pentru că uneori aceste imobile au o valoare pentru proprietari, adică... nu numai de piață, ci una sentimentală. E clar că este o chestiune care îi deranjează foarte mult. Dar când ești în conducere, ai două variante. Să faci de toate, dar să nu deranjezi pe nimeni, și vă asigur că nu faci nimic, sau să faci ceea ce trebuie, să deranjezi în mod obiectiv sau subiectiv anumiți oameni, dar la final vei ajunge totuși să, să faci ceva pentru comunitatea respectivă, pentru că altfel nu faci nimic. Prin urmare, în condițiile în care un cetățean din Oradea sau de oriunde, nu este mulțumit de valoarea expropiere care a fost stabilită în baza unui raport de expertiză, care ține cont de un alt raport de expertiză din ghidul notarilor, atunci cetățeanul respectiv poate să acționeze în instanță autoritatea care face exproprierea, primăria Oradea, Ministerul Transporturilor pentru Drumuri, iar instanța va stabili dacă este cazul ca acel cetățean să primească o sumă suplimentară. Deci, exproprierile sunt foarte deranjante eu îmi cer scuze de la toți cei care au fost expropriați, dar nu poți, când ești pe o funcție publică, nu poți să dai doar vești bune. Parcarea de 400 de locuri de la Spitalul Județean este absolut necesară, iar cei care ajung acolo nu pot să nege acest lucru. Da, vă mulțumesc amândurora. Radu, știu că ai fi dorit să continuăm acest dialog, îți mulțumesc tare mult. Din păcate nu mai avem timp, sper că răspunsul a fost edificator. Îmi pare rău că ți-am luat vorbele din gură. Mai avem de adăugat un singur lucru aici, pe care l-am văzut în oraș, o grămadă de fațade refăcute. Da? Înțeleg că cine nu își reface fațada plătește impozit de câte ori mai mare? În Oradea s-a pus în practică un program de reabilitare a fațadelor care se bazează pe două componente o componentă uh, punitivă, supraimpozitarea cu 500% a fațadelor și o componentă de sprijin care înseamnă credit în totalitate pentru reabilitarea fațadei, rambursat în 5 ani de zile în rate egale fără dobândă, scutirea de impozit pe proprietate pe imobilul reabilitat, realizarea proiectului tehnic gratuit, iar în cazul imobilelor monumente istorice, 20% grant din valoarea investiției din partea autorității locale. Acest program s-a dovedit corect și oricât ar fi de nepopulară partea de supraimpozitare, 5 ani de zile cât timp au fost în vigoare între 2010 și 2015, doar facilitățile, nu a fost niciun fel de creștere a e, numărului de fațade reabilitate. În momentul în care, însă, în 2015 am putut să aplicăm supraimpozitarea, s-a dovedit o măsură corectă pentru că în fiecare an s-a dublat numărul de fața de reabilitate față de anul precedent. Da, Dați-mi așa un exemplu, ordin de mărime. Ce înseamnă de cinci ori mai mare impozit? Adică dacă... Da. Dacă ai... plătești pe un apartament în zona centrală, nu știu, 100 de euro, înseamnă că vei plăti 500 de euro. Pe da. an. Ok. Asta a fost întâlnirea cu Ilie Bolojan, prieteni. Știu că mulți dintre voi așteaptă să vină data viitoare el la București. Mă rog, măcar la emisiune. Sper că ați înțeles să. Când să mă ajut. invitați, da? vă promit că, având cam un drum pe săptămână la București ca să susțin proiectele Județului Bihor, găsesc o fereastră să încerc să vă răspund corect și cinstit. Ilie Bolojan, pentru vizita noastră la Oradea, deșteptarea României de astăzi se încheie aici. Săptămâna viitoare. Avem promisiunea doamnei Clotilde Darman, că pășește în studioul nostru, un alt tip de a face administrație publică și o întreagă bătălie la începutul acestui an. Sper să răspundă tuturor întrebărilor voastre, așa cum s-a întâmplat astăzi și aici. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență la Europa FM. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Reșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.